Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Tech It. Astăzi vom face foarte multe chestii. Până în rând vreau să vă arăt ce am făcut off-camera. De fapt, n-am făcut nimic off-camera, dar n-am nimic. Am pus ăsta să se umple acest MF pentru că off-camera a mai făcut două overclocker upgrade. De fapt, da. Am făcut două și am pus câte una fiecare aici. Și acum a început să consume ceva mai multă energie și am să-l umplu. Și după o să las, cred că ajunge. Și acum o să consume mai greu. În primul rând trebuie să punem aici la locul ăsta. Așa. Și hai să mergem înăuntru. Pentru că am făcut ceva destul de tare. Nu este foarte bună, dar na. Am făcut acest flower, nu mai știu exact cum se cheamă, de EMC. Cu foarte multe bucăți de un schelet aici. Îi dăm una și moare. Da, gata. Cu foarte multe bucăți de ăsta Energy Collector MK3 cu Red Matter. Asta e că trebuie să încarc acest electric jetpack și se încarcă destul de greu. Gata. Bun. Și aveam aproximativ, cred că 80 de bucăți de astea. Și am pus aici, nu știu exact cât am pus, dar în jur de 20 de astea. Și o să-și spargem puțin. Am pus glowstone ca să aibă lumină, pentru că astea funcționează numai la lumină. Și am făcut aici niște relay-uri. De ce am pus relay-uri? Și ce sunt astea? Pentru a pune mai multe de-astea colectoare, pentru că normal puneam direct așa și puteam să pun numai să cât să înconjur, adică vreo, nu știu, 10 în 5, nu știu exact câte. Și acum am pus astea și acum dacă punem în jurul la acest relay, ajunge și în energy condenser. Și da, am pus eu așa ca să arate puțin mai bine toate cu fața coace. Și cam da, nu face cine știe ce EMC, dar e bun. Fac și eu ceva diamante și am mai mulțit, am făcut foarte multe energy condenser. Aveam, cred că, un stack și ceva, că na, am lăsat acolo și s-au făcut multe. O să punem aici. Și am pus și unul aici doar așa cu un colector MK3 și l-am pus în caz că vreau să mulțe ceva sticlă sau chestii de-astea. Am aici destul de multe chestii și am avut și mult glowstone. Hai să punem la loc. Și acum o să ne apucăm de niște chestii destul de complicate. O să facem și aceste claim star imediat. În primul rând avem nevoie de ceva... să zburăm. Și eu m-am gândit off-camera să facem un inel care n-am putut să fac în trecut pentru că n-aveam destul de multe bucăți de dark matter, acum avem, și să facem un inel de zburat. Desigur că nu se cheamă inel pentru că de ce nu? Și se cheamă Swift Wolf Rending Gale. Avem nevoie de ceva pene. Pene? N-avem pene, cred. Iron Band, asta facem și 4 bucăți de dark matter. Primul ne trebuie o găleată cu lavă. Și e foarte bine că avem foarte multă lavă. Hai să luăm și noi de... Hai să luăm de aici. Opa, trebuia să iau chiar de acolo. Dar n-are nimic. Și trebuia înconjurat cu iron. Avem mult iron aici. Ăsta trebuie să-l arunc. Și înconjurăm cu iron. Bun, am făcut. Să băgăm găleata înapoi și astea să le băgăm înapoi. Avem foarte multe chestii la noi, din păcate. Și acum nu știu unde fac eu de pene, nu știu dacă am. Aba da, uite că bine că am găsit, că nu știu dacă aveam găini pe aici prin zonă. Și am făcut un
Swift Wolf Rending Gate. Nu putem zbura pentru că ăsta consumă ceva, adică merge pe chestii care se fac aici, începând de la redstone, cred că e cel mai slab. Unde mi-e tot redstone-ul? Bine că am văzut cam aici, că altfel mă duceam în mină. Cred. Da, sincer ne trebuie o bucată. Și vine așa. Aici o să-mi transforme direct în ceva tare, da, uite. Transform din redstone. Se ajunge... Da. Nu prea pot să vă arăt ca lumea asta să consum toată energia. Gata, am consumat. Cu același MC, la următorul, se transformă în gunpowder, după în glowstone. Și așa, deci toate chestiile astea care se transformă aici, o să le pot folosi ca combustibil și mi se pare că și căul merge. De fapt, nu chiar toate, în afară de astea, blaze powder, gunpowder și blaze rod. De fapt, na, blaze rod nici nu face. Și cred că cam atât, dar în rest toate merg. Și aici până la urmă se ajungă la Eternalist Fuel, care și ăla merge. Uite, și Glowstone nu merge. Nu știu exact cum să explic, dar chestiile astea întrebi. Și acum pot să zbor pentru că am astea la mine. Mi se pare, da, mi-a luat un Mobius Fuel, ia să-l aruncăm pe ăsta. Și acum stăm în aer. Deci merge exact ca pe creativ. Și imediat o să consume și din redstone. Deși acest redstone este foarte slab, adică ar trebui să stai cu câteva stacuri la tine, dar mai bine să faci un Eternalist Fuel și zboară toată viața. Mă văd că nu consumă pentru că ăla a consumat foarte mult și acum trebuie doar să-l ținem în inventar aici, în hotbar de fapt. Și putem zbura infinit. Bun. Off camera m-am dus eu pe aici să văd care mai treaba. Am văzut că nu mai sapă, nu știam de ce. Și m-am aici și văd că a explodat. Și a explodat pentru că nu mai avea apă, pentru că desigur că eu am uitat să pun asta la loc și s-a întâmplat o chestie destul de urâtă. Oricum nu mai avem nevoie de coriul ăsta, pentru că am făcut ferma aia. Și de acum o să ne facem aici o mică chestie în care putem intra, pentru că o să zburăm și o să ne aruncăm direct aici în caz că vrem să folosim asta sau să ne culcăm. Bun. Așa mai este eu să fac o armă. Este tot un inel care trage cu arcul. Deci o chestie foarte mișto. Să vedeți imediat după ce-l fac, ca să ne apucăm. Ne trebuie un arc în primul rând. Știu eu că aveam un arc pentru că am vrut eu să trag cu arcul. Desigur că nu merge, că trebuie să fac un arc de la 0. Sper că am o bucată de ață. Hai că nu merge că e consumat. Hai că am făcut câteva bucăți de ață. Câteva. Acum hai să facem un arc, nici nu știu cum se face. Cred că așa. Da, hai că merge. Și acum facem câteva arcuri. Câteva. Și ne trebuie atâtea. Și ce mai trebuie astea, mă, că nici... Trebuie iar pene. Mă, dacă nu aveam penele alea, era destul de urât. Hai să mai iau unul. Ăsta nu avem nevoie. Ăsta nici atât. Nici atât, da. Îl pun degeaba. Nici atât. Pene. Bun, nu și nu stau de pene. Și acum îmi trebuie încă o dată o găleată de lavă. Bun. Și o să trebuiască să mulțim foarte multe săgeți. Pentru că să vedeți exact ce face acest inel. Cred că 3 stacuri ne ajung.
Și acum uitați ce face acest inel. Deci pur și simplu trage cu arcul și trage foarte rapid și e foarte șmecheră chestia asta. Dar desigur consumă foarte multe săgeți și na. Deci, poate vă întrebați, mă, da, trage cu arcul, da, e mișto, da. Da, dar mai e o chestie, uitați ce face, adică se duce după inamic, deci poți să tragi tu și acolo, că se duc în jos. Hai să omorâm și noi multe vaci. Și uitați cât de tare e chestia asta, deci doar trag așa și dă în inamic. Nu trebuie să stau eu să dau exact așa pe ăla, că era destul de greu. Și da, dacă am foarte mult inamici, pot să trag așa, cred că s-au terminat săgețile. Și cam atât am făcut și în acest episod. Mi se pare că mai trebuia să fac ceva, hai să facem și chestia aia. Dar în primul rând, cred că trebuie să mai facem un chest ceva, pentru că deja devine enervant. Foarte multe chestii nefolositoare la mine în inventar. Găleți, colectoare, lopeți, nici nu mai am nevoie de lopeți. De topor am nevoie, arc nici atât. Bun, hai să luăm red metal-ul. Ceva bețe că o să am nevoie cât de curând. Ăsta o să-l pun la loc. Mobius fuel ca să spor. Și cam atât. Hai să zicem și lemnul ăsta. Bun, ne trebuie nouă destul de multe diamante. Desigur că nu avem. Trebuie să urcăm aici. Și nu stac de diamante. Și o să trebuiască să spargem și scara asta, pentru că nu mai avem nevoie, adică putem zbura infinit. Bun. În primul rând o să vreau să fac un catar. În primul rând, de fapt, în primul rând o să vreau să fac chestiile astea. Trebuie un hău. Și o să consumăm foarte multe chestii pentru toate astea, dar n-are nimic. Oricum n-avem ce face cu red metal-ul. Mi se pare că mai avem un stack de red metal acolo. Nici nu știu ce mai am pus la mulțit. A, da, uite că am jumătate de stack de red metal. N-am ce face cu ele. Hai să mai mulțesc ceva dark metal. Hai să luăm și noi un stack. Bun. Am făcut asta. Da, le-am aruncat din greșeală. Un X. Deci, stai ce? Nu așa. Nu știu cum. Păi ce am pus? A, normal că am pus un diamant. Așa, acum ne trebuie un shears. O să pot tunde oile, dar nu este cazul. Și o sabie. Să punem și în ordine cum erau. Și mi se pare că erau așa. Ia să vedem. De fapt, am făcut-o deja, nu mai contează, dar da. Și am făcut și un catar. Deci chestiile astea două sunt foarte bune. În afară de faptul că cu tot cu Morningstar puteam să omor un monstru one hit, adică dădeam doar una. Dar, na, am și încărcat-o. Hai să aruncăm chestiile astea că nu avem nevoie. Și cu acest catar, nu numai că dăm un damage foarte mare, o să putem tăia și copaci instant. Deci, foarte tare. Și, da, cam atât am făcut și în acest episod. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Nu uitați să lăsați un like, să mâncăm și noi o bucată de carne. Și, da, baftă lumea!